Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Dulcinele! Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut! Eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare vineri postez o rețetă nouă. Astăzi facem o prăjitură foarte răcoritoare, cu caise, care sunt în sezon, cu bezea pufoasă. Este foarte ușor de făcut și vă arăt imediat. Eu am găsit aceste caise superbe la piață și am zis că trebuie neapărat să fac o prăjitură din ele. Ale mele sunt ușor acrișoare, așa că le-am scos sâmburii. Am folosit 10 caise, dar dacă folosiți o tavă un pic mai mare, cred că ar trebui 12 sau chiar 14. Untul este 82% grăsime, este la temperatura camerei, deci este moale. Am folosit zahăr pudră, nu vă recomand să folosiți zahăr tos, nu este potrivit a se amesteca cu unt. Așa că am mixat pentru 2 minute untul cu zahăr și am adăugat treptat gălbenușurile, cele 6 gălbenușuri, unul câte unul, amestecând după fiecare gălbenuș. După ce am încorporat gălbenușurile, am adăugat zahăr vanilat bourbon și coaja rasă de la o lămâie bio. Eu folosesc lămâie bio sau organică sau cu coaja netratată pentru că mi se pare că este cea mai sănătoasă variantă. Peste acest amestec am adăugat lapte, 200 ml de lapte integral, am folosit 3,5%, dar puteți folosi și degresat, e în regulă, sau puteți folosi iaurt. Să fie un pic mai lichid, acela de băut, cred că este foarte potrivit. Apoi am adăugat făina, foarte puțin la început, câteva linguri de făină, peste care am pus puțină sare și două lingurițe de praf de copt. Asta înseamnă cam un pliculeț de praf de copt. Am adăugat și restul de făină și am amestecat bine, astfel încât făina să fie incorporată complet în aluat și textura să fie fină, fără cocoloașe, fără bucăți de făină neincorporată. Eu am folosit o tavă de copt de 20 x 30 cm, pe care am uns-o cu unt și în care am pus hârtie de copt, dar v-aș recomanda, dacă aveți o tavă mai mare, gen 20 pe 40 cm, să o folosiți pe aceea, pentru că prăjitura mea a ieșit cam înaltă și a fost destul de greu de feliat. Așa că 20 pe 40, 25 pe 45 cm ar fi destul de ok pentru acest gen de prăjitură. Am turnat aluatul în tavă și l-am întins pe toată suprafața ei și l-am uniformizat cât de cât înainte de a pune caisele. Peste aluat am pus jumătățile de caise cu partea tăiată în sus. Am apăsat un pic pe fiecare caise pentru a se afunda un pic în aluat. Apoi am dat prăjitura la cuptor la 180 de grade timp de 25 de minute. Atenție, nu am folosit ventilație dacă aveți cuptor electric. Cele 6 albușuri la temperatura camerei le-am mixat cu foarte puțină sare și o linguriță, să zicem, de zeamă de lămâie. Peste această spumă de albuș am adăugat zahărul tos și am lăsat iarăși mixerul să-și facă treaba 7-8 minute până când această spumă de albuș s-a transformat într-o bezea lucioasă. În cazul meu, prăjitura a avut nevoie doar de 25 de minute pentru a fi gata. Vedeți, scobitoarea introdusă în centru este curată. Peste ea am adăugat bezeaua sau spuma de albuș și am întins-o foarte, foarte bine pe toată suprafața prăjiturii.
După ce am netezit bine bezeaua deasupra, am introdus încă o dată tava la cuptor, de data asta la 150 de grade, pentru 15, maxim 20 de minute. Așa arată după ce s-a scurs timpul, vedeți, bezeaua s-a umflat, a ieșit un pic în afară, bine, nu s-a scurs din tavă, totul a fost ok. De asta ziceam că era ok dacă aveam o tavă un pic mai mare. Și de asta vă și recomand să folosiți o tavă de 20 pe 40 cm. După ce s-a răcit, prăjitura arată așa, tot răul a fost spre bine, nu s-a întâmplat nicio tragedie, nu s-a scurs bezeaua din afara tăvii. Și la feliere, prăjitura arată așa. Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit această prăjitură. O să vedeți și în secțiune că arată superb. Este foarte pufoasă, este acrișoară, pentru că eu am folosit caise proaspete și au fost parfumate, dar ușor acrișoare. Dacă folosiți caise din compot, vă recomand totuși să le scurgeți bine de suc înainte de a le folosi, poate chiar să le tamponați cu un șervet de hârtie, pentru că altfel aluatul nu va crește cum trebuie. Cam aceasta a fost propunerea mea dulce și parfumată de data asta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe Facebook, mă găsiți ca Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul Dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!